Vă salut, dragii mei, și bine ați venit la Descoperă Lumea TV! Un cercetător, dr. Richard Boylan, dezvăluie: în arsenalul Statelor Unite există 12 clase de tehnologie spațială avansată, toate având tehnologie antigravitațională. Richard Boylan este doctor în comportamente umane, antropolog, profesor asociat la universitate, hipnoterapeut clinic, consultant și cercetător. Iată în continuare câteva spicuiri din declarația doctorului Richard Boylan. Din punct de vedere științific și clinic, am lucrat de peste 15 ani cu oameni care au raportat că au avut o întâlnire cu o formă de viață inteligentă extraterestră cu vizitatori din stele. Pe parcursul acestei lucrări, am simțit nevoia să învăț cât mai multe despre adevărata realitate a OZN-urilor și despre ceea ce știe deja guvernul despre acești vizitatori. Pe această temă am ținut prezentări la conferințe naționale și internaționale și am dat o mulțime de interviuri în mass media. Acest lucru, la rândul său, a atras atenția anumitor oameni care au lucrat în sectoare clasificate ale guvernului, în instituții militare și agenții de informații. Acești indivizi au decis să-mi dezvăluie câteva informații secrete. Oamenii trebuie să știe că această tehnologie există și că guvernul Statelor Unite deține o parte din această tehnologie. Deși am adunat informații considerabile despre arsenalul aerospațial american, nu pretind că știu tot ce se află în arsenalul Statelor Unite. În prezent sunt conștient de existența a 12 clase de tehnologie spațială avansată, platforme aerospațiale, toate având tehnologie antigravitațională într-o anumită formă. Regretatul colonel Steve Wilson, de la Forțele Aeriene Americane, a recunoscut la un moment dat că Armata Statelor Unite deține Lockheed X-22A, o farfurie zburătoare antigravitațională pentru două persoane. Ea poate îndoi spațiul și timpul, fiind echipată cu arme cu fascicule de particule neutre. Antigravitația este un concept pe care lumea științifică îl consideră încă o utopie, subiect de science fiction, deși în mass media au început să apară în ultimii ani o serie de informații potrivit cărora cercetările antigravitație ale genialului inventator Nikola Tesla ar fi deja valorificate în secret în diverse proiecte militare. De asemenea, în mod ciudat, despre platformele antigravitaționale concepute de Victor Stefanovich Grebennikov, entomolog și ecologist rus, nu se mai știe nimic, după ce în 1983 cenzura din fosta URSS i-a interzis publicarea cercetărilor sale. La ora actuală, specialiștii de la CERN fac o serie de experimente legate de antimaterie și antigravitație. Antigravitația, între atâtea descoperiri și invenții care au marcat major epoca modernă, ar putea genera o schimbare fundamentală a destinului uman, ar putea produce mutații în gândirea, în mentalitatea, în ordinea actuală a lumii, în cunoașterea universului, ar însemna o reconsiderare a tot ceea ce știința a cucerit până la acest moment. Ce sunt gravitația, antigravitația? Undele gravitaționale, o supoziție devenită realitate în 2017. Antigravitația definește ideea creării unui spațiu sau obiect care să existe independent de forța gravitațională. Nu este vorba de a contracara forța gravitației printr-o forță opusă de natură diferită, ci de dispariția sau inhibiția sau inversarea sau diminuarea cauzelor fundamentale ale forței gravitației în raport cu spațiul sau obiectul vizat printr-un mijloc tehnologic oarecare. Teoriei relativității generale a lui Albert Einstein de la începutul secolului al XX-lea îi se datorează descrierea gravitației nu ca o forță exterioară transmisă prin mijloace necunoscute, așa cum o definise Newton, ci ca rezultat al curburii spațiu-timp,
o reprezentare matematică a acestor două noțiuni inseparabile. Gravitația este una dintre cele patru interacțiuni fundamentale care acționează la scara Universului, alături de interacțiunea electromagnetică, nucleară tare, care ține nucleul atomilor în stare legată, și nucleară slabă, ale cărei efecte sunt cunoscute în procesul de dezintegrare. Datorită gravitației, Pământul orbitează în jurul Soarelui, există planete și sateliți naturali, stelele sunt ținute împreună în galaxii, dilatarea Universului este explicabilă prin forțele gravitaționale. Noi suntem ținuți pe Terra grație acestei forțe. La scară microscopică, gravitația este cea mai slabă dintre cele patru interacțiuni fundamentale, dar devine dominantă pe măsură ce scara de mărime crește. În timp, diversele teorii despre gravitație au adus date noi, dar acest subiect rămâne încă unul de mare actualitate pentru comunitatea științifică și pentru cercetările în domeniu care încearcă să explice efectele de natură microscopică produse de gravitație. Gravitația cuantică ar putea explica fenomenele legate de existența unei energii negre care ar constitui 68% din energia totală a Universului, de materia neagră, rece, ipotetică deocamdată, de găurile negre sau de cele referitoare la originea Universului, aspecte unele presupuse, altele dovedite parțial la momentul actual. Antigravitația, spun cei mai mulți specialiști în domeniu, intră tot în categoria conceptelor nedemonstrate, utopice, de science fiction. Dacă ne gândim însă că până în urmă cu puțin timp existența undelor gravitaționale nu putuse fi demonstrată, era doar un concept teoretic anticipat de Albert Einstein, iar acum există dovada certă a existenței acestora, atunci subiectul antigravitației pare a fi unul dintre cele mai provocatoare. Undele gravitaționale care, înainte de a fi înregistrate pe Terra, s-au propagat în spațiu timp de 1,8 miliarde de ani, au fost înregistrate de curând la un interval de 6 milisecunde de două interferometre, instrumente uriașe create special în acest scop, unul din Louisiana, Statele Unite, altul din apropiere de Pisa, Italia. Antigravitația, între science fiction și realitate. Diverse teorii și experimente. Termenul de antigravitație a fost folosit pentru prima dată de scriitorul britanic H.G. Wells în romanul Primii oameni pe lună, publicat în 1901. Acesta a imaginat un cavorit, un material opac la forța gravitațională, ceea ce în realitate, potrivit legilor fizicii, cel puțin la vremea aceea, era o imposibilitate. În teoria relativității generale, se postulează că la orice formă de energie corespunde un spațiu-timp și că această relație presupune o geometrie specifică, generatoare de gravitație. Întrebarea firească este dacă aceleași ecuații se aplică și antimateriei. În ultimele decenii ale secolului al XX-lea, fizicienii s-au implicat în formularea unei teorii unificate a câmpurilor, o teorie unică prin care se explice cele patru forțe fundamentale anterior amintite. Alte teorii au postulat existența unei particule elementare, gravitonul, care în teoria cuantică a câmpurilor ar media interacțiunea gravitațională, așa cum fotonul mediază în cazul interacțiunii electromagnetice. Între 1996 și 2002, NASA a finanțat un program pentru fizica avansată a propulsoarelor, pentru a studia construirea diverselor propulsoare de avangardă, printre acestea și unele bazate pe antigravitație, ceea ce americanii au numit diametric propulsion. Teoria totului. O altă teorie, dar care nu a fost publicată niciodată, aparține fizicianului german Burkhard Heym.
teoria lui Haim sau teoria totului, la care acesta a lucrat mult timp, într-o izolare aproape totală, având în vedere și faptul că un accident suferit la 19 ani în laboratorul său de fizică a dus la amputarea ambelor mâini și a cauzat mari probleme legate de văz și auz. Prin teoria totului, Haim a încercat să unifice relativitatea generală și fizica cuantică, susținând că forța gravitației, electromagnetismul, interacțiunea tare și interacțiunea slabă sunt toate generate de distorsiunea unui continuum spațiu-timp în 6 dimensiuni. În acest caz, mișcarea de rotație la o mare viteză într-un câmp magnetic ar deforma spațiul invers decât în cazul gravitației, având ca efect diminuarea curburii spațiu-timp care generează gravitația în câmpul de rotație. Alți fizicieni consideră însă această teorie ca aparținând pseudoștiințelor. În 1998, Institutul de Cercetări asupra Gravitației, înființat de Goethe Scientific Foundation, a efectuat o serie de experimente care să demonstreze antigravitația, dar fără succes. În aceste condiții, fundația a promis o recompensă de 1 milion de euro pentru o experiență reproductibilă legată de antigravitație. Cercetările antigravitație ale lui Nikola Tesla în curs de utilizare în proiecte militare secrete? Mass media occidentală a publicat în ultimul timp tot mai multe articole în care atrage atenția asupra faptului că două companii americane, Boeing și Lockheed, producătoare inclusiv de avioane militare și de echipamente aerospațiale și tehnologice, situându-se pe primele două locuri pe lista furnizorilor Pentagonului, au deja cel puțin 12 platforme aerospațiale antigravitație, construite după descoperirile savantului și inventatorului vizionar Nikola Tesla. Benjamin Robert Rich, director adjunct la Lockheed Martin, ar fi recunoscut înainte de a se stinge, în 1995, că zvonurile despre platformele antigravitație construite după ideile lui Tesla sunt adevărate, iar armata americană se îndreaptă deja spre stele. De altfel, Nikola Tesla, într-o conferință ținută în 1938, a precizat că el însuși considera că teoria dinamică a gravitației, la care a lucrat încă din 1893, este una dintre descoperirile de anvergură. În 1928, Nikola Tesla a obținut și un brevet pentru o mașină zburătoare, ceva între avion și elicopter ca aspect, dar care putea funcționa pe baza antigravitației. După moartea lui Tesla, toate documentele referitoare la aceste aspecte au dispărut, susține presa occidentală, pe baza mărturiilor unor oameni de știință și specialiști care au fost implicați în diverse proiecte. NASA, proiecte aeronautice. Antigravitația și o tehnologie bazată pe aceasta, spunea Nikola Tesla, ar face ca uriașul consum de energie convențională să devină istorie, sau ca o mulțime de teorii științifice să fie rescrise, iar omul ar putea să zboare în cosmos la fel de ușor ca într-o călătorie dintr-o localitate în alta. Eterul ne este dat, sublinia marele inventator, ca să-l folosim în mod responsabil, ca pe o forță creatoare, generatoare de viață. Tot ceea ce ne este necesar există, dar lumea, mai ales cei care cred că pot domina prin puterea banilor și a intereselor de grup, trebuie să-și schimbe din temelii modul de a gândi și de a acționa. Antigravitația, utopie sau secret bine păstrat, rămâne o provocare uriașă pentru oamenii de știință de azi. În ritmul alert al descoperirilor din secolul al XXI-lea, aceasta poate fi marea schimbare de destin a umanității sau poate să rămână un concept teoretic.
ca cetățeni ai lumii, avem dreptul și datoria să ne informăm, să cântărim informațiile, să știm dacă scepticismul ostentativ al unei părți din lumea științifică nu ascunde faptul că antigravitația este deja exploatată de un grup de privilegiați pentru a-și atinge scopurile, sau dacă, deocamdată, relația noastră cu timpul și spațiul, cu universul, cu viitorul, rămâne ancorată de Terra prin puterea exclusivă a atracției gravitaționale. Cam atât despre subiectul de astăzi. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și nu uitați să vă abonați la canal. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune!